Cealaltă extremă, atunci când distanța de start este prea mică, o să vezi că pur și simplu hotendul se mișcă, dar nu iese niciun fel de plastic, pentru că nu are unde. Vezi, dacă te uiți cu atenție, vezi că hotendul îmi zgârie lipiciul de pus pe bed, fără să iasă plastic. Mai iese așa un pic de plastic prin colțuri când se face presiunea prea mare, însă plasticul nu are loc să iasă. Acum distanța este prea mică. Dacă este vorba despre o mică deviație de la distanța corectă, o pot fixa chiar în timp ce imprimanta merge, învârtind de cele 4 șuruburi din colțuri, din cele 4 piulițe din colțuri. Vezi că bedul este fixat pe arcuri și atunci când îl apăs, se lasă mai jos și plasticul are unde să iasă. Ei bine, pot să fac chestia asta învârtind de șurub, până când văd că plasticul, sigur, învârtind de șuruburi, trebuie să învârt de toate cele 4 șuruburi, cam la fel, pentru că nu e bine să o decalibrez prea mult bedul. Sigur, dacă învârt mai mult de unul și mai puțin de celălalt, voi vedea efectul la următorul print. Atunci când o să am un print cât bedul, o să văd că în anumite zone, efectiv, plasticul nu se mai depune corect. Eu acum tot învârt de șuruburi, se pare că decalarea mea inițială a fost relativ mare, însă dacă mai învârt de șuruburi și las bedul mai jos, gata, am reușit să obțin o distanță cât de cât corectă în momentul ăsta, pentru că plasticul iese, se lipește de bed, pentru că este presat de către hotend, însă are loc să iasă. O altă variantă ar fi fost să opresc imprimarea și să reglez distanța de aici așa cum ar fi trebuit, așa cum o fac atunci când am o decalare mai mare.